ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Educația la alt nivel. Mă numesc Irena Ioana Brodoceanu și sunt gazda dumneavoastră din această după-amiază. Vă propun astăzi să descoperim ce se întâmplă la o școală generală din Iași, Școala Generală George Călinescu, pentru că am observat că acolo lucrurile sunt foarte bine puse la punct, să spun așa, din punct de vedere educațional și din punct de vedere al proiectelor. Nu că și în celelalte școli nu ar fi aceleași rezultate, dar acolo pulsul este altfel. Când am pășit prima dată în acea instituție și am lansat o provocare în decembrie, o campanie pe care noi am susținut-o împreună cu o campanie umanitară, cu implicarea părinților și copiilor și a profesorilor, am văzut cât de inimoși sunt copiii de acolo și profesorii, pentru că au răspuns prompt și campania noastră a avut succes și datorită elevilor, profesorilor de la această școală. Dar să vă prezint invitații din invitatele mele, de fapt, din această după-amiază, și anume pe doamna profesor Carmen Chelaoi, directorul școlii gimnaziale George Călinescu, director adjunct. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Și pe doamna profesor Daniela Ecaterina Rusu, consilierul școlar, da, de la această școală. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua! Bine v-am găsit! V-am lansat așa o provocare pentru că timpul a fost scurt. Eu când am vorbit cu dumneavoastră, doamna director adjunct, erați implicat, evident, în proiecte. Ați terminat săptămâna tot în proiecte, așa. De-abia aștept să ne povestiți ce s-a întâmplat, cu ce rezultate ați venit. De fapt, cum este viața acolo la dumneavoastră? Mai există pauză sau nu? Că nu m-am dumirit încă. Pentru noi profesorii nu. Pentru elevi se respectă pauza. Da. Și aș începe cu denumirea corectă a școlii. Este într-adevăr Școala Gimnazială George Călinescu, situat în cartierul Dacia. Suntem trei școli gimnaziale în acest cartier. Școală care funcționează de la 1 septembrie 1986 și a apărut așa dintr-o necesitate demografică. Fiind un cartier muncitoresc cu tineret, a fost o explozie demografică, astfel că a fost necesară construirea acestei școli, care astăzi întrunește și adună aproape 1000 de copii. Suntem numiți Școală Mamut în zonă. O școală care are și o structură, grădinița cu program normal numărul 7, în apropiere, și care are porțile deschise pentru copii de orice fel de categorie. Deci este o școală inclusivă, o școală care realizează performanță și educație la un alt nivel, dar și un alt fel de performanță, așa cum spun eu, să aducem acei copii de pe Șesbach lui, de exemplu, la un anumit nivel al educației. Bine spus și frumos spus, pentru că nu contează de unde provii, nu contează cine este mama, cine este tata, da? Egalitatea șanselor. Da, este vorba de egalitatea de șanse, da. De aceea am insistat ca să veniți în platou la noi, pentru că mi-am dat seama de aceste lucruri și mi-am dat seama de modernizarea. Pentru că trebuie să spunem că aveți o sală de sport, da, foarte, foarte frumoasă acolo și foarte, exact, mare, unde sunt diverse activități, nu numai serbări, nu numai exact, deschideri de an școlar. Da, și orele de educație fizică se desfășoară într-un anumit fel, pentru că atunci când plouă nu suntem limitați. De asemenea, competiții sportive, spectacole putem organiza în sală. Sala de sport este o binecuvântare pentru noi în zonă. Este și pentru activitățile de după amiază, să vină copiii să practice sporturi, pentru că se practică arte marțiale sau fotbal în sală după amiaza. Deci alternative pentru copii în cartier. Cursurile sunt și dimineața și după amiază. Două schimburi, da. Da. Vreau să vă zic că suntem un colectiv numeros de profesori, 54 de cadre didactice, care sunt, nu toți cu norma întreagă la noi, dar
54 ca și număr. Dintre aceștia, 80% sunt cu gradul 1 didactic, toți preocupați de perfecționare continuă. Și tocmai aceasta și atrage și avem foarte mulți copii înscriși în școli, clase supranumerare din acest motiv. Și sunt 6 colective de copii la grădiniță, 22 la ciclu primar și 10 clase de gimnaziu. Deci 38 de colective de elevi. Da, un număr impresionant, pentru că de-aia tot mă gândeam și chiar mi-am pus această întrebare. De ce vin elevii acolo și de ce vor părinții să vină la dumneavoastră? Pentru că acolo e pulsul e altul, după părerea mea. Adică implicarea, echipa aceasta, părinți, profesori, elevi, da, face ca lucrurile să iasă foarte bine acolo la dumneavoastră. Nu doar atât. Vreau să vă zic că avem un colectiv de profesori extrem de unit. Noi punem accent și pe starea de bine de acasă a profesorului și socializăm mult. Ieșim împreună, noi, profesorii. De asemenea, seriozitatea și buna pregătire, cum vă spuneam. Avem în școală 6 profesori metodiști în acest colectiv. Un profesor de limbă și literatură română și 5 învățători metodiști. Dar toți ceilalți profesori sunt mereu interesați să urmeze anumite cursuri care să le valorifice apoi în actul didactic și mereu atenți la astfel de lucruri, la ceea ce oferă și Casa Corpului Didactic ca formare și Universitatea, pentru că merg spre studii academice, spre formare academică majoritate, chiar cu a doua specializare, cu master, avem profesori cu doctorat. Da, 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 da. Deci cadre foarte bine pregătite, exact. Și acolo, de acolo vine plusul, plus valoare, pentru că atunci când cadrul didactic este foarte bine pregătit, când are deschidere și dorește să aibă anumite proiecte și activități pe lângă cursuri, se implică și atunci dragostea aceea față de meserie parcă iese mai așa, mai în față și copiii simt acest lucru. Pentru că dacă nu ești aproape de copil și nu lucrezi cu el ca într-o echipă, copilul te taxează. Este cel Asta mai critic dintre exact. Toți criticii. Să știți că n-am început cu ce trebuia. Aveam de transmis din partea domnului director Bunariu Ștefan felicitări pentru subiectul acestor emisiuni, acestui lanț de emisiuni. Mulțumesc pentru că mult, să știți domnule că, director. Da, să știți că cei care vă dedicați educației sau subiectelor de acest fel, faceți un act sinucigaș în presă. Știți că acum se caută aceste subiecte care aduc aspectele negative în prim plan și nu lucrurile frumoase și pozitive din școli. Și acum să revin la copiii care vin la o școală prietenoasă, pentru că școala noastră își propune să ofere așa o atmosferă și nu numai în cadrul lecțiilor, chiar în cadrul activităților non-formale sau mai ales prin activitățile non-formale și în cadrul proiectelor, o apropiere a noastră a profesorilor de ei. Și aici vă poate vorbi și doamna Dana Rusu, care este consilier școlar și cunoaște foarte bine, mai ales Consiliul Elevilor din școală, unde ei coordonează acest Consiliu al Elevilor. Păi să-i lansăm ștafeta, da? Să-i dăm ștafeta mai departe, să ne spună cum e această relație cu tinerii, cu elevii, chiar cu Consiliu, pentru că eu am avut aici în platou pe foarte mulți dintre ei, de la Colegiul Național, de la Vasile Alexandri, de la liceele acestea, chiar și de la Consiliul Elevilor, pe președintele Consiliului Elevilor, care a fost ales acum recent. Și mă preocupă foarte mult acest subiect, pentru că ei vor să fie implicați și sunt implicați în actul acesta educațional. Ce ne puteți spune? Ce se întâmplă? Sunt, într-adevăr, foarte implicați copiii. Participă la luarea deciziilor la început de an școlar, planificăm împreună activități, țin foarte mult cont de ceea ce ei își doresc. Avem, cred că, peste 50 de voluntari activi și când spun voluntari, mă refer nu doar la cei din școală, ci și a absolvenților școlii noastre. Avem elevi care acum sunt în clasa 12-a și care încă mai vin la activitățile de voluntariat, participă cu drag și îi primim de fiecare dată cu drag și noi, pentru că n-au uitat școala de unde au plecat. Proiectele în care se implică sunt cele pe care eu le coordonez, dar nu numai, și a celorlalți colegi. Și o să menționez aici unul dintre proiectele mele de suflet, care a început în 2008. Anul acesta a fost a 11-a ediție.
Proiectul se numește Colorează-ți viața și a început așa timid, cu o participare de 30 de elevi. Prima ediție am desfășurat-o la Pașcani. Un proiect care, pe care mi-am dorit să-l desfășor pentru copii ai căror părinți erau plecați în străinătate, pentru copii care aveau dificultăți de învățare sau diverse tulburări, din dorința de a-i aduce și pe ei în prim plan. Știți că de obicei cei mai meritoși, cei mai buni din clasă sunt duși la concursuri, la competiții. Eu am specificat în regulamentul acestui proiect să fie incluși chiar copiii care au probleme. Chiar și cu probleme de, să zicem, de, nu știu, absenteism sau tulburări de comportament. Gândindu-mă că prin intermediul acestui proiect copiii ar reuși să se implice mai mult, să învețe mai multe și oarecum să, eu știu, să facă cluburi în școală de pe această tematică. La început am început cu o singură secțiune de face painting, pictură pe față. Da. Cu niște tematici ofertante de la ghiocei de primăvară, de la măști egiptene, până la anul acesta personaje istorice românești. Asta a fost tema de anul acesta. Anul acesta, da, aceasta a fost tema și le-a dat bătăi de cap anul acesta, comparativ cu alți ani, dar a fost un exercițiu și pentru ei și de această dată chiar și pentru mine, pentru că am văzut un Vasile Goldiș excepțional realizat, chiar a și câștigat premiul copilului respectiv. Pe lângă această secțiune, aveam și o secțiune de artă fotografică, dar această secțiune se desfășoară prin intermediul unei tehnici Photo Voice, o tehnică care a fost utilizată inițial de ONG-uri și pe care eu am preluat-o pentru că de aici poți vedea foarte, foarte multe lucruri din comunitate în special. Și tema din acest an a fost povestea comunității mele și în fotografiile copiilor, să știți că am văzut și gropi, pentru că ele se regăsesc în comunitatea noastră. Cum spuneam, sunt destul de critici și vor ca lucrurile să fie normale, la normalitate totală vor. Da, și cereau o schimbare pentru că, de fapt, asta înseamnă tehnica Photo Voice. Să spui acolo ce anume, ce probleme sunt, ce probleme există în orice sistem, că în fiecare an schimb tema. Și să e un strigăt de ajutor, de fapt. O altă secțiune pe care o are acest concurs este desenul și fiindcă am fost în an centenar, tema a fost România centenară și am avut o mulțime de desene, participă foarte, foarte mulți copii la concurs din alte județe ale țării, foarte, foarte mulți, am avut lucrări, cred că peste 200. Ca și total al participanților la concursul Colorează-ți viața, cred că au fost în jur de 400-500. Pe lângă cele trei secțiuni adresate elevilor, avem și o secțiune adresată cadrelor didactice, o secțiune simpozion, unde anul acesta a vizat contextul multicultural și am avut înscriere chiar și din Spania. O doamnă profesor de la un liceu din Spania ne-a trimis o lucrare. Sigur că fiind un concurs regional, participarea este numeroasă, mai ales că grupul țintă al proiectului sunt copii cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani. Și atunci, să zicem că paleta e mai largă. Paleta este mai largă, da. Vă spuneam despre Consiliul Elevilor, că revin. Un consiliu al elevilor foarte dedicat și care mi-au făcut propuneri și pentru anul următor.
În fiecare an schimbăm cumva componența în funcție de... Unii nu mai vor sau vor și atunci, sigur că da, în funcție de disponibilitatea acestora, dar în, de regulă rămân. Rămân și v-am spus că rămân și după ce pleacă la liceu. Felicitări! Un proiect foarte drag mie, pot să spun, pentru că eu la fiecare emisiune, evident, mă uit să văd ce se scrie în presă, mă uit să văd promovarea evenimentului, implicarea profesorilor și a tinerilor, care a fost impactul în comunitate. Deci chiar mă preocupă aceste lucruri și vreau să scot în evidență la fiecare emisiune tot ce este util și pentru public și pentru elevi să fie, eu știu, ca un fel de rețetă de succes sau uite că se poate, da? Și cu resurse puține și cu mai multă dragoste de fapt și de drept și dedicație pot să avea rezultate deosebite. Felicitări, da! Mulțumim frumos! Nu aș putea să desfășor proiectul acesta dacă nu aș avea lângă mine o echipă. Eu mă simt la școală ca acasă. Echipa de profesori este extraordinară și întotdeauna când există activități în școală, toată lumea este prezentă. Exact. Și asta este un lucru extraordinar, zic eu. Și cred că și asta mă motivează, să știți, că când ajungi într-un colectiv unde există o deschidere atât de mare, ești motivat să faci mai mult, să-ți dorești mai mult, să faci mai mult. Și având deschiderea și a colegilor și copiii extrem de preocupați și interesați să facă tot felul de activități, cred că de asta niciodată nu obosesc. Chiar și când suntem mai poți, mai pot. Da, pentru că o faceți cu drag, pentru că aveți acele rezultate și atunci când... De fapt, rezultate, nu sunt rezultate, copiii. Sunt de fapt și dreptul țintă, copiii vă motivează și de acolo vă extrageți seva, din punctul meu de vedere. Așa este. Că ochișorii aceia care sclipesc așa și sunt mulțumiți și că au făcut ceva, sunt băgați în seamă, contează părerea lor, pentru ei este un lucru bun și apreciază aceste lucruri la un cadru didactic. De asta eu cred că sunteți așa de iubite amândouă, pentru că trebuie să recunosc. Când am venit prima dată, noiembrie, nu mai știu când am venit doamna director adjunct și v-am cunoscut, am văzut sincer un om cald, un om care a zis, da, facem, trecem, stați un pic să mă uit, să văd agenda, da, facem, zic, exact. Bine, doamna director. Ne mobilizăm, da. Și așa sunt toți profesorii de acolo și am simțit acest lucru. Am simțit copiii cu care am mai vorbit și vorbesc frumos despre această școală a dumneavoastră și pentru că a mai trecut o generație, s-a terminat iarăși clasa 8-a. Mm-hmm. Ce ne puteți spune despre această generație care va părăsi tocmai, școala? Da. Tocmai a avut loc cursul festiv, lăsat așa cu lacrimi, dar și cu râsete, că s-au strecurat glumițe și un banchet frumos, civilizat, desfășurat. O promoție frumoasă. Am să vă spun și numele șefului de promoție, Mihala, da. Chelloredana se numește. Felicitări, eleva noastră, domnișoare. Șef de promoție. Copii buni, copii inimoși, mulți formați chiar din clasa 1 la noi, pentru că ei n-au prins sistemul cu clasă pregătitoare, cei din în această serie. Dar să știți că acum mi-a venit în minte Sanctitatea sa Paul, Papa Francesc, care a trecut prin ea și n-a lăsat așa trecerea sa, inimile au fost marcate tuturor, inclusiv mie care sunt musulmancă, deci a sădit niște semințe de înțelepciune și a lăsat niște vorbe de duh și una dintre ele a fost aceea că să nu ne educăm copiii spre a fi bogați, ci pentru a fi fericiți. Asta urmărim și asta încercăm, pentru că să știți că există enorm de multe performanțe școlare și de cele mai multe ori profesorii de anumite discipline sunt în umbră. Pentru că dumnealor nu ies cu expoziții sau nu ies cu dans pe scenă, dar munca unui profesor de matematică, de chimie, de fizică se vede prin rezultatele de la evaluări naționale, la concursul la care participă. Vreau să vă zic că tot ce am aici în brațe sunt câteva premii, listuțe cu premii ale colegilor mei date într-o pauză, ce și aminteau.
încercăm să promovăm copiii, fiecare cu talentul său, acolo unde el se exprimă cel mai frumos. Arte, educație fizică și sport, avem profesori care, cum au observat că un copil mânuie bine racheta de badminton, îl duce la un concurs, facem echipă de fotbal, ne interesăm unde putem să-i ducem și dacă vorbim de veselie, avem un cor al ciclului primar, care acum e grup vocal, al domnului Șuțu Daniel Constantin, se numește Gama Veseliei, a început ca un proiect local în școală, muzică și bucurie și căutăm să ducem acești copii să împărtășească din repertoriul lor, pentru că sunt cântece specifice vârstei, să știți, părinții sunt foarte încântați că și valorifică timpul liber într-un astfel de proiect și, după cum știți, chiar la proiectul inițiat de dumneavoastră am participat astă toamnă, avem și premii frumoase cu acest cor, pentru că după ce cântăm, ne legăm ca și cor, domnul profesor este nou în școală, este din acest an, mergem să vedem dacă putem câștiga premii undeva, pentru că vin diplomele acelea care dau bucurie și motivație pentru mai departe. Și în felul acesta, la Ritmurile Copilării, un concurs al Inspectoratului Școlar organizat de Școala Primară Carol I, acolo am obținut o mențiune. Felicitări, la grupuri vocale, da. Secțiunea Divertisment, prima reușită. Mai așteptăm noi niște rezultate de pe la alte concursuri, încă n-au venit. Noi suntem și centru zonal pentru acest concurs Ritmurile Copilăriei, adică sunt 6 centre zonale în județul Iași, unde se fac selecții înainte de a merge la faza județeană. Uh-huh. Invităm anul viitor să înscrie mult mai mulți copii și mult mai multe formații de muzică de divertisment sau folclor sau coruri, pentru că noi am avut puțini candidați, dar de calitate au luat premii la faza județeană. Ce s-a trimis din zona noastră, la faza județeană, au luat premii. Felicitări. Când este selecția? Cam în ce lună? Se schimbă în fiecare an. Anul acesta concursul a fost pe 2 iunie, faza județeană. Așa. La Carol I, în luna mai, pe la mijlocul lunii. Deci începând de la mijlocul lunii mai, să da, zicem. Da, da. Chiar de la începutul lunii mai, în funcție de organizatori. Da, da, da. E foarte util de știut, mai ales pentru, eu știu, cadrele didactice din zonă, cadrele didactice din județul Iași. Păcurar, Dacia, Alexandru, cei apropiați nouă. Da. Inclusiv Valea Lupului pot ajunge. Da, 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 da. Pentru că, iată, se pot lua premii și copiii sunt talentați. Chiar, să știți, am mai auzit, bine, e vorba de Palatul Copiilor, acolo unde iau premii tot timpul, dar la alte școli și chiar licee sunt rezultate deosebite la aceste concursuri. Participă și chiar este o deschidere și a copiilor și a părinților spre aceste concursuri. Dacă copilul are această abilitate, de ce să nu o fructificăm și să nu o dezvoltăm, să o ducem mai departe? Asta încercăm. Pentru că tot vorbim despre proiecte și poate mai spre sfârșit am să vă rog totuși să prezentăm și premiile luate de copii la diverse dar, să citesc câteva, să da, știți. Dar aș vrea să vorbim în prima parte despre proiecte. Aveți un proiect foarte drag dumneavoastră, se numește Palate și Povești. Povești. Un proiect frumos pe care, ce să vă zic, m-am minunat ce am văzut acolo, este la a treia ediție, da. Cât s-a dezvoltat de la o ediție la alta, câtă implicare din partea chiar și a comunității și a instituțiilor, exact. Pentru că aici foarte multe instituții, o să ne povestească doamna director adjunct, cât de importantă a fost această implicare și deschidere. O să mă refer în primul rând la primăria Iași, da, pentru că sporțele. Da. Povestiți-ne un pic, da, doamna Carmen Chelaoi. La a treia ediție anul acesta, Palate și Povești a lărgit numărul secțiunilor. Au fost 2 secțiuni anul trecut la ediția a doua, este concurs județean în calendarul inspectoratului. Am adăugat secțiunii de desen și de Păpuși pe mână, a apărut anul acesta, secțiune nouă.
Acum cu recapitularea lor? Deci, da, deci... Nu, nu, au, toate sunt probe directe. Deci nu este decât participare directă. Am exclus participarea indirectă tocmai pentru credibilitate și pentru a avea acele lucrări făcute de mânuța copiilor. Secțiunea de machete exista și anul trecut, dar s-a desfășurat în școală. Anul acesta am avut privilegiul că am și ales ca și subiect Palatul Rosnovanu, sediul primăriei. Dumnealor a fost extrem de încântați să aibă machete ale sediului primăriei într-o mini-expoziție și ne-au invitat să desfășurăm la dumnealor această probă. Aici s-a completat activitatea, pentru că este proiect, nu e doar concurs, cu o prezentare cu ajutorul domnului profesor Dașchievici Andi de la noi din școală, profesor de istorie, a istoricului acestei clădiri. Și a funcției pe care a avut-o de-a lungul timpului, din punct de vedere istoric, administrativ, pentru Iași. Și-a îmbogățit cunoștințele și-a făcut o cultură generală legată de acest aspect, după care a avut loc desfășurarea probei cu un juriu bine ales, selectat pentru a observa din mai multe puncte de vedere acele machete și din punct de vedere istoric și al știți, ochiul specialistului din punct de vedere tehnologic. Iar și am avut și parteneri în juriu care ne-au sprijinit tot cu profesionalism, doamna director adjunct de la Palatul Copiilor, Andrei Gabriela, din partea Casei Corpului Didactic, chiar ne-au venit invitații în juriu de la Teatrul Luceafărul pentru secțiunea de păpuși pe mână, în fiecare an câte un actor invitat în rândul nostru și de la compania teatrală Zum Zum. Profesori, pentru că contează și părerea dumnealor, cunoscând mai îndeaproape copiii și știind cam cum ar trebui jurizat, dar nu doar specialiști, și o secțiune nouă la grădiniță de modelaj, pentru că colegele mele au venit cu un proiect interesant astă toamnă și au zis că doresc să candideze, să concureze pentru un proiect județean și am zis este imposibil, avem două, pentru că atât ni se dă dreptul să avem, două pe instituție într-un an. Și de dragul dumnealor, pentru entuziasmul dumnealor, am zis creăm o secțiune pentru grădinițe. În felul acesta s-a născut secțiunea de machete într-o zi aparte, am desfășurat-o copii doar de grupă mare și ne-am întins pe 3 zile cu toată activitatea. Extrem de plăcut pentru ei, extrem de interesați și educatorii, din împrejurime în special. Participanții în ansamblu au fost peste 200 de copii, deci participare directă, repet, școli peste 22. Nici nu mai știu, parcă 24 mai exact, acum fac și raportul pentru această activitate. Ne deranjează un lucru. Am dorit pentru școlile mari să se deschidă ușile către mai multe proiecte, comparativ cu instituțiile care au doar 300 de copii și care au două proiecte, noi cu 1000 de copii, cu potențial mai mare, am dorit să avem 3-4. Pentru că avem, din urmă, un proiect numit Olympics, care își dorește extinderea. Doamna Iftime este inițiator cu doamna Dorneanu, Elena Valentina de la noi din școală. Și dacă tot am amintit de dumneai ei, a fost coordonator alături de mine în acest an la Palate și Povești și în același timp face o activitate extraordinară în școală pentru cercetași mici din școală, încă din 2012, Organizația Cercetașii României are la noi în școală un grup de peste 80 de copii cu care se realizează foarte multe activități și este atractiv pentru ei, se iese des în drumeții, expediții, tabere, avem și anul acesta la școala de vară tabără, activități mai mult pe teren decât în școală, dar și în sediul școlii, pentru că sunt copiii noștri din ciclul primar în principal. Am văzut, da, am văzut tabăra, grupul acesta de cercetași, m-am uitat pe Facebook, au Facebook, evident. Da. Și ce legătură are George Călinescu cu cercetașii? Păi era cel mai aprig, să zic așa, în drumeții. De aceea s-a înființat la dumneavoastră această grupă și am văzut că au fost la Bacău, parcă, acum de curând. Au multe destinații și, în țară și în județ și în România, în general. Da. Ei sunt, de fapt, filiala George Călinescu a UNCR, membrii OSM, adică Organizația Mondială a Mișcării Cercetășești, și coordonatorul este Dorneanu Elena Valentina, noi îi spunem Lili. Așa ne-i dragă cu Lili. Da, felicitări, distinsă doamnă, și spor în toate, pentru că faceți lucruri minunate acolo la școala dumneavoastră și am văzut
copiii vă iubesc și cred că e o bătălie acolo cine să meargă. Cred că vor cam toți la un moment, da? Dacă văd că rezultatele sunt bune și evident că este și o formă de socializare, o formă de responsabilizare, da? Deci îi dezvoltă. Îi dezvoltă, da, da, în caracter și în organizare și în tot, da. Da, și cum să se descurce în anumite medii, am văzut lecții că, să știți că așa pe margini și noi ne implicăm și observăm, cam în toate proiectele, inclusiv Discover, care se va desfășura ca și școală de vară, imediat cum luăm vacanță, timp de o lună, vor veni internaționali din diverse țări, care nu vorbesc românește, sau se prefac că nu știu, și vor desfășura cu elevii noștri activități doar în limba engleză, exclusiv engleză, pentru a-i forța să-și dea drumul la conversație. Noi nu ne amestecăm în ceea ce îi pregătesc. Pe tema emoțiilor, subiectul, un alt subiect ar fi cultură generală despre țări diverse. La sfârșit, activitățile se finalizează cu niște standuri Global Education la Palace, dacă știți, an de an se întâmplă. Da. Și copiii frecventează cu drag, fac activități și în aer liber și în incinta școlii, noi punem la dispoziție spațiul, creăm acum grupele, este al treilea an, al doilea an, dar anul trecut au fost de două ori, și iarna și vara. Ce ne bucură? Deschiderea aceasta a studenților și a organizațiilor studențești către educația din școlile gimnaziale și cum ajung ei între noi. Adică și studenții de la drept au făcut educație juridică la gimnaziu. Și cei de la economie și finanțe au venit pentru educație financiară. Cei de la ISEC, cei care sunt acum cu Discover. De asemenea, de la limbi străine au venit un grup pe un proiect care au desfășurat cu copiii activități. Avem brațele deschise către ei pentru că sunt voluntari, doritori de a face schimbări. Nu experimentează pe noi, ci pur și simplu împărtășesc din ceea ce ei au și noutăți, chestii noi pentru ei. Inclusiv la religie, domnul profesor Crețu Constantin a invitat studenți la teologie pe un proiect deosebit legat de sexualitate și religie în același timp. Nu vă spun, erau cei de 8-a extrem de atenți și conversațiile s-au dus cu un extrem de mult bun simț într-o zonă unde au primit răspunsuri pe măsură. A fost bine pregătit și materialele care au venit către ei și abordarea în general. Da, da, felicitări. Nu mai strecord dintre proiecte așa în discuție. Felicitări pentru studenți și exact. Că se implică, pentru că trebuie să spunem, de la școala primară și școala generală, acolo se formează copilul, da? Și elevă. Stomatologi, mă scuzați. Și stomatologi. Au venit și pe dințișori, au venit doamna profesor Anchi din Mihaela Gabriela, a invitat studenții de la UMF într-un astfel de proiect pentru copiii din ciclul primar. Deci, cum vă spuneam, stimați telespectatori, foarte multe proiecte, de aceea am invitat aici pe aceste două doamne distinse, doamne profesoare, să ne împărtășească din experiența lor și să ne, să zicem așa, ne spună cât mai mult ce se întâmplă acolo, ce proiecte interesante și la ce proiecte participă copiii din cartelul, că e Dacia, de fapt, nu face aparține de Dacia, la școala George Călinescu. Stimată doamnă profesor Rusu, ce proiect de suflet mai aveți? Că știu că mai aveți un proiect de suflet, da, care vreau să mi-l prezentați. Mai avem un proiect frumos, pe tradiții, Cântec, joc și voie bună, istorie, obiceiuri și tradiții, așa se numește el. Este la ediția a treia, s-a desfășurat anul acesta ediția a treia și are 9 secțiuni. La început a fost așa, 2, 3, 4, dar ulterior a crescut. V-ați întrecut? Da, da. M-am gândit la artă culinară, personalități locale, dans, cântec, teatru, măști, obiceiuri populare. Avem și o secțiune pentru cadrele didactice simpozion. Sunt multe secțiuni, tocmai de aceea și participarea este extrem de numeroasă. Doar aici cred că am avut în jur de 500 de participanți. Este un proiect ofertant, pentru că fiind atâtea secțiuni, ai de unde alege. Avem și desen și la desen chiar am primit și din țară, deși este un concurs județean,
S-a auzit de acest concurs, că apropo spuneați de pagina de Facebook, și noi avem pagina de Facebook și încercăm să-i valorizăm pe copii atât cât putem și activitățile pe care noi le desfășurăm și proiectele noastre frumoase apar de, aproape zilnic, se postează. La fel și cu acest proiect, s-a auzit de el pentru că avem această pagină de Facebook și am avut înscrieri și din Constanța și din București, de peste tot, deși, repet, este un concurs județean. Nu aș putea să-l extind pentru că revin la ce a spus doamna director. Nu avem voie să desfășurăm decât două concursuri județene și unul regional, astfel încât n-aș putea, să le condensați pe toate. Le comprimăm cum putem sau eventual mai adăugăm secțiuni. Asta și eu urmăresc la Palate și Povești, asta creații facem. Literare, dar tot participare directă. Da, da, și acestea sunt cu participare mari, directă și da. Cred că doar la artă culinară am avut 25 de școli înscrise. Nu vă spun ce era în sala respectivă, câte feluri de mâncare, ce bucate extraordinare. Copiii gătesc. Da. Gătesc și gătesc chiar bine. Eu am rămas plăcut surprinsă. Așa, la prima vedere, ai spune, nu cred că au făcut ei, dar juriul nostru, extrem de competent, am avut și un... anul trecut am avut în juriu un șef bucătar care a participat la emisiunea Hell's Kitchen, Ciprian Feghiuș, și ochiul lui de specialist a fost... Și întrebările care le pun. Întrebările pe care le adresează și cum au făcut mâncarea, clar se vede că știu să gătească. Bineînțeles că celelalte secțiuni, dansul și cântecul, cred că am avut la secțiunea cântec vreo 40 și ceva de soliști vocali. Terminăm noaptea. Muzică populară. Terminăm noaptea. Terminăm noaptea, într-adevăr. De la an la an ne-am perfecționat, ca să zicem așa, pentru că învățăm. În primul an am început la 10 și am terminat la 10 seara. A fost așa o zi extrem de încărcată. În anul următor am căpătat experiență și cumva i-am împărțit pe săli. Și desfășurându-se simultan, oarecum terminăm un pic mai devreme. Da, da, da. De la an la an crește, da, crește numărul. Și numărul de copii, ceea ce ne bucură, pentru că tradițiile, asta înseamnă că nu s-au pierdut tradițiile, exact, ceea ce exact. E foarte, foarte important. E important pentru România, e important pentru comunitatea noastră. Absolut. Pentru că tinerii sunt foarte dornici de a păstra aceste tradiții. Poate noi, adulții, nu conștientizăm cât de important și cât de implicați sunt ei, pentru că îi vedem la diverse proiecte, îi vedem cum chiar postează pe rețelele lor de socializare, deci imagini din România, imagini din propria școală cu aceste tradiții. Am văzut și olărit, am văzut... Da, că da, aveți, da, au venit copiii de la Slobozia Voinești. Vin foarte mulți copii și din mediul rural. Și, asta este un lucru bun, pentru că da, e o mare deschidere pentru ei. Absolut. Și pentru promovarea regiunii. Pentru că știți că fiecare regiune specific, are... Cu specific, da, cu așa este. Cu ei, și da, avem niște parteneri extraordinari în cele două proiecte. Palatul Copiilor este alături de noi ca întotdeauna și Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Dar pe lângă aceste trei instituții avem Palatul Culturii prin Muzeul Etnografic, care e alături de noi de, chiar de la prima ediție, cel puțin la acest concurs, la Cântec, Joc și Voie Bună. Pe lângă aceștia avem foarte mulți oameni care sprijină desfășurarea acestor concursuri, sponsori, sunt mulți. Asta e un lucru bun. Sunt mulți și te-au conștientizat că trebuie. Da, și chiar suntem întrebați cum de avem atâția sponsori.
N-aș putea să vă spun cum de-a mea mai sponsor. Pentru că aveți poate vizibilitate că... și pentru că aveți implicare și pentru că copiii și părinții povestesc mai departe. Aici este rețeta succesului. Eu așa zic. Pentru că aceste lucruri, mă scuzați că v-am întrerupt, aceste lucruri sunt dragi nouă și atunci povestim ce se întâmplă la această școală. De aceea sunteți astăzi aici și am ținut cu toate, repet, tot programul dumneavoastră, doamna director, încărcat. Vă spun sincer că ne sacrificăm enorm, tocmai pentru școală. Suntem aici, în ciuda faptului că acum copilul meu are serbarea de terminare a grădiniței. Asta știți? Asta știu, așa puțin toți. Și vă mulțumesc. Și toți colegii mei fac asta. Și toți spun, este prima zi de școală, sunt cu elevii mei, nu cu copilul meu. Am ședință la copil, o las pe soțul meu să meargă să ia notițe, vin între copii. Sâmbătă sunt aceste proiecte și colegii mei vin din timpul lor liber pentru aceste proiecte. Vin cu drag. Orice concurs se desfășoară, pentru că noi participăm și la concursurile altor școli. Suntem parteneri câteodată, dar suntem participanți adesea. Da. Și nu mergem după premii, mergem să vedem copilul cum se manifestă și în domeniul informaticii și în altă sferă, mergem și spre matematică și spre disciplinele importante pentru școală, dar și altfel de concursuri școlare. Ne implicăm și în evenimente caritabile. Exact. Adică nu neapărat vânăm premii. Da, exact. Da, da, știu, ne implicăm și în evenimente caritabile și acum îmi vine în minte un proiect pe care l-am desfășurat în urmă cu 2 ani. Un proiect de suflet, să zic așa. Proiectul s-a numit Fi salvatorul unui copil care face dializă. Ajută-l să zâmbească. A fost o, așa un hey rup al colegilor, al părinților, al comunității locale. Toată lumea s-a implicat într-o campanie de fundraising. Mi-am propus atunci să strâng cât mai mulți prieteni alături de mine și să reușim împreună să achiziționăm un fotoliu pentru dializă pentru copiii de la Spitalul Clinic Sfânta Maria. Am alergat pentru ei la cross pentru școli. Unde elevi și profesori. Elevi și profesori. Am alergat mulți, mulți copii și mulți profesori, inclusiv noi două. Și am reușit să strângem bănuți și am achiziționat acel fotoliu pe care l-am donat Spitalului Sfânta Maria. Ne-am mai propus atunci să punem folii de protecție solară la salonul secției, la secția de dializă. Și am reușit și acest lucru. Ne-am dorit să le cumpărăm medicamente, jucării, haine și am finalizat cu succes. Felicitări, ce vă propuneți? Ce, așa, să înțeleg că nu există, nu se poate, nu? Nu se poate, nu. Nu. Asta nu există, nu pot, doar nu vreau. Exact. Mai sunt proiecte de acest fel, cele snack, cum le numim noi. Așa. Sunt acele cutiuțe cu daruri pentru copii. Inspectoratul școlar a desfășurat în luna martie un astfel de proiect și săptămâna fructelor și a legumelor donate, unde niciodată n-am zis nu. La noi, doamna responsabil, dascălul Rodica din școală, ne antrenează, ne anunță, colectează, distribuie și caută acolo unde sunt puncte vulnerabile în societatea noastră și e nevoie de un sprijin. Ne oferim întotdeauna să facem astfel de lucruri. Dar să știți că există 2 colegi în școală care au făcut lucrurile astea fără a scrie o hârtie, pentru că atât am înnebunit scriind hârtii, încât dumnealor au zis nu vreau să aud, vreau doar să ajut. Și Flaviana Corduneanu, de exemplu, și Roman Mihaela au luat copila și au închiriat mijloace de transport din banii părinților și cu cutii, cu astfel de donații, au mers în mediul rural, la Vlădeni una și nu mai știu în care comună o altă colegă, și au donat copiilor care aveau nevoie acolo de rechizite, de lucruri dintre acestea. Da, păi cam așa ar trebui să fie lucrurile, asta este normalitatea. Până la urmă ne umplem de hârtie, așa este, în orice... În orice domeniu ne umplem de hârtii, dar dacă vrei să faci lucruri și vrei, până la urmă, sar peste etape și... Așa s-a procedat da, aici. Felicitări! Eu sunt, pentru că și eu sunt un voluntar răit, felicitări și toată stima și respectul, pentru că sunt foarte mulți copii care au nevoie de ajutor, sunt foarte multe familii care așteaptă o șansă, o mână
O mână de ajutor, nu e vorba de o mână întinsă, o mână de ajutor și poate chiar și un sfat, poate chiar și o soluție, pentru că la un moment dat când ești în greutăți, așa nu îți mai dai seama ce ar trebui să faci, chiar și o consiliere este foarte, foarte importantă. Păi așa da? Ajung la cabinet la mine. Nu? Cei care au, care întâmpină dificultăți, care trec printr-o perioadă dificilă, solicită sprijinul consilierului școlar și, din fericire, în școală la noi nu sunt doar eu, consilierul școlar, cel care îi sprijină pe cei cu dificultăți, ci și alte două colege, o doamnă profesor logoped Teodora Purle și o doamnă profesor de sprijin Mihaela Petrescu. Noi trei facem o echipă foarte bună și de obicei discutăm pe cazuri. Una dintre ele chiar și ea desfășoară un proiect, centrul logopedic de fapt desfășoară un proiect de 2 ani de zile în perioada Crăciunului, atunci strângem tot așa diverse produse pentru copiii din mediul rural și proiectul respectiv se finalizează și cu un spectacol adresat tot acelor copii care se desfășoară de regulă la Ateneul Tătăraș și în care ne implicăm cu drag, pentru că avem și noi momente artistice și urcăm pe scena Ateneului Tătăraș pentru acei copii. Felicitări, felicitări. Mulțumim. Da, lucruri din suflet pentru suflet. M-ați emoționat, m-ați emoționat și pentru că mai avem foarte puțin timp, totuși, doamna director, aș vrea să spuneți, să prezentați un pic lista elevilor. Ar fi foarte mulți, să știți. Selectiv, așa, când doriți dumneavoastră, pentru că e munca așa profesorilor exact. Și a elevilor. Voi sări peste profesori, exact. Se identifică dumnealor prin elevii aceștia deosebiți. Samson Maria, o multitudine de premii, Bejan Răzvan, Mihăică Ema Beatrisa, Filipoaie Teodor Cezar, Bunduc Medea Cristiana, Rădoi Anda Ioana, o talentată la desen, deosebit copil, de la clasa doamnei Lucianu Mariana, la a patra de Brăscăuțanu Eduard Alexandru, un copil bun la matematică, dar a participat și la lectura cuvânt și imagine, un concurs organizat de școala Alexandru cel Bun și a luat premiul 3. Avem aici și o mențiune, Olăierul Maria, de la aceeași clasă, doamnei Violeta Pal. La Florica Tecâmpan, vă spuneam că Eduard este un copil bun la matematică, a luat premiu. De asemenea, la Henri Coandă, un concurs organizat de Garabete Brăileanu, mențiune, Bach Matei Alexandra. La Grigore Moisil, Brăscăuțanu Eduard din nou. Adaug și eu doi elevi ai mei aici, Băluca Siana și Tudor Arina Ștefania, care au obținut premii la Garabete Brăileanu, un concurs de critică literară, destul de dificil. La clasa a patra A avem Isaila Maia Andra cu premii, Bențu Matei Alexandru, la diverse concursuri. Avem SOS Santa, un concurs organizat de școala Gheorghe Brătianu, unde am obținut numeroase premii și la desene și la afișe. Radu Maria, Maftei Cristina, Poinaru Alexandra, la petale de copilărie, tocmai spuneam că s-a desfășurat în acest weekend, fapt vineri, avem un premiu 3 la un concurs de Ikebana, este organizat de școala primară junior. Ritmurile copilăriei, Gama Veselie este premiată cu mențiune, călugărul Sofia, interpret de folclor de la clasa a doua B, coordonator Hadam Budiana, primește tot o mențiune. Adaug aici pe Cătănescu Ioana la Comorile Tradiționale în suflet de copil, un concurs organizat la Veronica Micle, școala gimnazială Veronica Micle, premiul 3. Doamna de educație fizică, Huțanu Eugenia, un profesor deosebit, la gimnaziada Handbal Băieți, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, locul al doilea, faza municipală, Handbal Fete, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, locul al treilea, faza municipală, Cupa Primăverii Fotbal Băieți, locul întâi, și alte poziții meritoase cu handbaliștii școlii și basketbaliștii chiar. Doamna dascălu Rodica, profesor de franceză la Je Parle Français, primește premiul 3 pentru 2 dintre copii, Huțanu Rare și Popa Bianca de la clasa 5-a A. Avem un copil care a participat la Olimpiada Națională de Neogreacă, Radu Gabriela Ingrid, o elevă a școlii. Clasa? Nu mai știu exact clasa, la domnul Șcuriu, coordonator. A opta, da. Premii deosebite la șah avem Achirei Olivia de la clasa 3-a B, doamna Chitic Mihaela, coordonator. Surugiu Anastasia Maria la Palate și Povești Premii, Hristea Teodora,
De asemenea, la Gazeta Matematică, foarte mulți copii premiați, nu-i mai menționez aici. Da, am văzut, sunt foarte mulți. Să mă scuze colegii mei că n-am reușit să îi citesc pe toți, și la badminton, și la matematică, la Euclid, concursul de Alexandrie, doamna Lazar, să nu se supere pe mine, că n-am ajuns să citesc aceste liste. Sunt foarte mulți copii premiați, pentru că mizăm și pe performanță. Trebuie să recunosc, doamna, a fost așa rapidă, dar eu mi-am dorit foarte mult, doamna, i-am zis prima dată, doamne, să-mi spună câțiva copii și mi-a zis, doamne, sunt o listă întreagă, cred că nu mi ajunge emisiune cât... Le-am spus și colegilor, că nu mi ajunge să-i citesc pe toți. Că așa este și nouă ne pare rău că emisiunea s-a încheiat și... Ne mai invitați. Normal, normal, că vom merge lângă dumneavoastră și vă vom susține cât vom putea noi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de mine la această emisiune și că ne-ați prezentat lucrurile frumoase de acolo, de la școala dumneavoastră gimnazială George Călinescu. Mă numesc Irena Ioana Brodoceanu și vă aștept lunea viitoare de la ora 18. Să aveți o după-amiază plăcută!